Într-un interviu publicat de radioinfinit.ro, Bogdan Hosu, președintele Cartel Alpha, critică ordonanța guvernului de închidere a mileritului. Liderul sindical spune că nu deranjează doar faptul că termenele sunt foarte scurte, ci și faptul că este menționată închiderea definitivă și irreversibilă a capacităților energetice pe cărbune. Hosu mai acuză guvernul României că nu ia exemplul altor țări europene care chiar cresc capacitatea de producție pe cărbune bune în contextul actualei crizei energetice. Guvernul nu ține cont de criza energetică, nu ține cont de experiența și, hai să spunem, acțiunile diferitelor altor guverne, cum e Germania, Polonia, Cehia, care au prelungit în mod automat termenul activității de decarbonizare în propriile lor țări, tocmai datorită crizei energetice dublată de criza ucraineană. Ceea ce este și mai neplăcut și, după mine, face obiectul ca chiar a unei acțiuni, după mine, conștiente a guvernului dacă va aproba legea decarbonizării în forma respectivă, nu numai termenul foarte scurt și apropiat, nu numai contradicțiile din ordonanța respectivă care spune că se închid definitiv și irevocabil și în același timp la alt articol prevăd că se pun în rezervă generatoarele pe cărbune pentru o altă criză energetică, parcă n-am fi în criză energetică acum. Pe radioinfinit.ro, liderul sindical a mai precizat că anul trecut au fost închise capacități de producere a energiei de 1700 de megawatt, iar anul acesta urmează alți 600. În acest context, Cartel Alpha a solicitat guvernului să nu fie închise capacitățile pe cărbune până când nu sunt puse altele în loc. Este inadmisibil să închizi 1700 de megawatt, iar anul ăsta se propune încă 600 de megawatt, fără să existe nimic pus în loc, când se știe că consumul a fost relativ standard în România, atât pentru consum casnic, cât și pentru consum economic. Faptul că în mod voit continui această operație, mie mi se pare evident o acțiune concertată a decidenților politici și faptul că guvernul și-o însușește propunerea Ministerului Energiei înseamnă că cei care semnează această ordonanță de urgență sunt practic mână în mână cu cei care au inițiat această ordonanță de urgență. Ca atare, președintele Cartel Alpha Bogdan Hosu amenință guvernul cu plângere penală la DNA sub acuzația de grup infracțional organizat dacă energia pe cărbune va fi închisă fără să se pună nimic în loc. Sugestia sindicală și, de fapt, și a Parlamentului a fost ca termenul de închidere să fie condiționat de apariția unor alte unități generatoare care sunt prevăzute a fi construite, dar, practic, ceea ce s-a văzut și anul trecut și se vede și anul acesta, nici până acum nu sunt puse în funcțiune. Ținând cont de acest lucru, dacă nu se va accepta această modificare, vom face o plângere la DNA pentru grup infracțional organizat, în care de fapt guvernul în mod voit dorește o criză energetică și o creștere spectaculoasă pe piața energiei a prețului acestui produs. Pentru că este anormal, când știi că este criză, să mai închizi fără să pui nimic în loc la ora actuală. Opinia lui Bogdan Hosu este că guvernanții se grăbesc să închidă mineritul pentru a deservi anumite interese care vizează finanțările pentru fotovoltaice. N-am date suficiente, dar există o presupunere că toate aceste lucruri se fac datorită interesului ca anumite grupuri de investitori să aibă beneficiile pentru, hai să spunem, utilizarea sau accelerarea investițiilor cu ajutorul bugetului de stat pentru diferitele planuri de energie verde. Mă refer în principal la cei care investesc în eoliene și în parcuri industriale. Asta este aparent din informațiile pe care le avem. Liderul sindical mai spune că într-o țară democratică, ministrul energiei Virgil Popescu și-ar fi dat demisia în urma acuzațiilor privind apropierea de o companie din domeniu.
Este greu să spun. Este clar de la numirea sa inițială că există o relație, hai să spunem, nu pe linie energetică, dar pe linia combustibilului cu OMV-ul datorită problemelor din familia sa. Este greu să spun, dar decidenții politici, Parlamentul, cel puțin analizând în cunoștință de cauză și bănuiesc că pe mai multe documente, au considerat că nu este incompatibilitate. În mod normal, într-o țară de real democrată, și-ar fi dat demisia în situația respectivă. România și-a luat angajamentul față de Uniunea Europeană că închiderea mineritului de cărbune se va face până în anul 2030, dar în actualul stadiu se pare că termenul va fi și mai rapid. De acest lucru este afectat de mulți ani județul Hunedoara, doar în 2021 fiind închisă termocentrala de la Mintia. Totodată în Valea Jiului mai funcționează doar 4 mine de cărbune, dintre care 2 sunt deja pe programul de închidere. În plus, termocentrala Paroș care s-a modernizat și este la zi cu avizele de mediu, are sincope în funcționare, tocmai din cauza lipsei de cărbune.